Plecarea atât de timpurie la cele veșnice a preasfințitului Părinte Gurie, întâiul episcop al Devei și Hunedoarei, a îndurerat miile de credincioși ortodoxi și nu numai din județul Hunedoara. Tristețea și durerea au pus stăpânire pe inimile noastre și acum ne străduim să aflăm alinare în credință și trăire curată. Pentru a nemuri amintirea celui care a fost preasfințitul Părinte Gurie, la 40 de zile de la grăbita trecerea acestuia la Domnul, Episcopia Devei și Hunedoarei, alături de alte instituții publice din județ, organizează cu emoție și smerenie la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva o manifestare comemorativă intitulată Lumina în Veșnicie. Suntem încă în perioada de tristețe a celor 40 de zile. Cel puțin pentru noi, cei de la Centre Parial, dar cred că pentru întreaga eparhie, momentul trecerii la cele veșnice a Preasfințitului Părinte Gurie încă remarchează. În aceeași măsură însă rămâne mângâierea clipelor pe care le-am petrecut alături de Preasfinția sa și suntem convinși că așa cum s-a rugat pentru noi, pentru fiecare dintre noi, atât timp cât a fost în lume, se va ruga și de acum înainte în fața tronului Sfintei Treimi. Și toate cele care se desfășoară în aceste zile aici se doresc a fi o aducere aminte pentru tot publicul, atât credincioși cât și necredincioși, a personalității Preasfințitului Părinte Gurie și mai ales a foarte bogate activități pe care Preasfinția sa a desfășurat-o și a lăsat-o în urmă pentru noi. Într-o ambianță de înaltă spiritualitate și trăire creștină, cei care vor dori să afle mai multe despre personalitatea luminoasă a celui care a fost preasfințitul Părinte Gurie, vor putea să vizioneze un foarte interesant film despre cei 12 ani de arhipăstorire a sa în Episcopia Devei și Hunedoarei, care este considerat un adevărat catalizator al activității ecumenice din județ. Preasfințitul a fost, până la urmă, catalizatorul întregii activități, pe toate planurile. Mie personal îmi place să spun că una dintre calitățile Preasfințitului era să găsească oamenii potriviți pentru fiecare lucru pe care dorea să-l facă, să-l realizeze, dar mai ales avea capacitatea să îi mobilizeze pe cei pe care îi alegea. A fost, practic, cel mai bun psiholog pe care eu l-am cunoscut și chiar am cunoscut destui. Completată, bineînțeles, această latură psihopastorală a Preasfințitului cu duhovnicia, de care a dat dovadă în nenumărate rânduri. Și cred că dacă altcineva ar fi fost în locul Preasfințitului Părinte, este o părere personală. Nu știu dacă eparhia aceasta ar fi avut atât de multe lucruri realizate la acest moment. Expoziția cu titlul Slova ce ne-a rămas va cuprinde cărți și alte scrieri apărute sub semnătura Preasfințitului Părinte Gurie, lucrări care pun în lumină solida pregătire teologică, erudiția și iubirea adâncă față de dreapta credință. 10 de fotografii pe care sunt imortalizate momente din activitatea Preasfințitului Gurie, perceput ca un părinte al tuturor, vor întregi tabloul evenimentelor menite să păstreze neuitat figura luminoasă a întâiului episcop al Devei și Hunedoarei. În primul rând, personalitatea Preasfințitului Părinte Gurie ca un părinte. Ca un părinte efectiv al tuturor și, așa cum spunea Părintele Mitropolit Laurențiu, acel zâmbet al său pe care îl avem și aici imortalizat într-o fotografie, sincer, cald și curat, pe care îl avea pentru fiecare dintre noi. Pe numele său de Mirian Grigore Georgiu, Preasfințitul Părinte Gurie a trecut la cele veșnice la doar 52 de ani, pe 21 octombrie 2021, în urma complicațiilor apărute după ce se infectase cu COVID-19. Manifestarea comemorativă Lumina din Veșnicie, organizată în memoria sa, este deschisă publicului de astăzi și până duminică, 28 noiembrie, între orele 10 și 18. Intrarea la manifestarea de la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva este gratuită, dar este permisă doar persoanelor care posedă certificatul verde de vaccinare anticovid, ori celor trecuți prin boală în ultimele 6 luni, în limita a 20% din capacitatea spațiului care găzduiește acțiunea.